dintre cele mai importante lecții pe care le putem oferi copiilor noștri este arta gestionării conflictelor în cuplu. Pentru că ei învață mai mult din ceea ce văd decât din ceea ce le spunem, este necesar să le arătăm cum să identifice și să rezolve conflictul în situații reale. Iată 4 etape esențiale prin care le putem exemplifica copiilor cum să rezolve conflictele. Recunoașterea problemei. Uneori, eu și tata avem păreri diferite, dar este normal să nu fim întotdeauna de acord. Comunicarea deschisă. Eu și tata lucrăm împreună la un plan pentru a rezolva neînțelegerile noastre. Acordarea timpului pentru găsirea soluțiilor. Uneori, cel mai bine este să luăm o pauză scurtă pentru a discuta calm despre ceea ce dorim. Și recunoașterea vinei și prezentarea scuzelor. Odată tata a fost supărat pe mine. I-am cerut scuze și el m-a iertat. În fața copiilor trebuie să recunoaștem un adevăr fundamental. În viață nu totul este perfect, iar neînțelegerile sunt inevitabile în orice fel de relație, dar pot fi rezolvate. Este în regulă să greșească, să nu fie de acord și să caute soluții.